Bună, prieteni, și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Pentru ziua de astăzi am aici caietul meu în care îmi fac bugetul și îmi trec alte lucruri referitoare la finanțele familiei noastre. Și în acest caiet am obiectivele financiare pe care mi le-am setat pentru anul următor. Așadar, vreau să le împărtășesc și cu voi, plus că mai avem ceva de calculat pentru aceste obiective financiare. Așadar, haideți să vedem. Am trecut aici în spatele caietului. Sper să nu ating camera. Bun, haideți să vedem. Am așa, obiective financiare pentru 2025. Mi-am setat aceste obiective financiare în urmă cu vreo două zile. M-am gândit cam ce aș vrea să realizez eu pentru anul 2025 în ceea ce privește finanțele familiei noastre. Și mi-am setat câteva obiective care sunt importante pentru mine și pe care sper să le și ating. Tocmai de aceea mi-am făcut un plan, puteți să vedeți aici că am și niște tabele, pe care urmează să le completăm împreună. Însă, înainte de asta, haideți să vedem care sunt obiectivele pentru anul care urmează. Primul obiectiv este să ating pragul de 5.000 de euro investiți în ETF. Dacă mă urmăriți, știți că anul acesta am început să investesc într-un ETF care urmărește indicele bursier S&P 500 și tare mi-ar plăcea să ating acest prag de 5.000 de euro. Este și un prag psihologic pentru mine. Pentru că dacă am această sumă de bani investită, știu că pot să mă îndrept către următorul nivel de 10.000 de euro și tot așa mai departe. Bun. Mai departe, vreau să aloc lunar 300 de euro pentru vacanță. Noi mergem o dată pe an cu copiii în vacanță la mare și bineînțeles că nu este deloc ieftin, plus că mergem în România și ne trebuie bani și pentru drum, plus acolo ce mai cheltuim și da. Tocmai de aceea vreau să aloc acești bani pentru vacanță. Mai departe, am ca obiectiv financiar să măresc fondul de urgență cu 1200 de euro pentru anul care urmează. Mai vreau să aloc 80 de euro lunar pentru taxe, la fel cum am făcut și anul acesta, pentru taxa radio, taxa de gunoi, impozitul la casă și impozitul la mașină. Și aici, în fiecare lună, câte 20 de euro se duc în aceste plicuri doar pentru taxe. Acestea sunt taxe anuale și trimestriale. Și vreau eu să fiu pregătită în momentul în care îmi vine de plătit factura pe tot anul, să știu că banii sunt în plic și că nu mai trebuie să plătim din contul bancar. Pur și simplu, e mai ușor să economisesc lună de lună câte 20 de euro și să plătesc o dată pe an acea factură decât să rețină toți banii odată pentru că se simte. Alt obiectiv financiar este să măresc fondul de medical cu 600 de euro. Vreau să încep să economisesc încă din ianuarie pentru Crăciun și în total vreau să economisesc pentru Crăciunul din 2025 suma de 600 de euro. Mai departe, vreau să măresc fondul de înmormântare cu 300 de euro. Dacă mă urmăriți, știți că am un fond făcut pentru mormântare și știți și care e treaba cu acel fond. Nu are rost să mai revin asupra acestui subiect. Mai departe, un alt obiectiv financiar este să aloc 900 de euro pentru reparații în mașină. La anul în septembrie trebuie să facem servisul la mașină, trebuie după aceea, următorul an am impresia, să schimbăm roțile sau chiar spre sfârșitul anului 2025, plus că trebuie să facem și TÜV-ul aici în Germania și ne va costa cam 900 de euro, 1000 de euro. Și da, vreau să fiu pregătită cu această cheltuială pentru că nu mi-ar place să plătesc deodată într-o singură lună
900 de euro sau 500 de euro doar pentru service, de exemplu, pentru că în acea lună mai avem de plătit și facturi și asigurări și alte lucruri pentru copii și da, nu vor mai rămâne bani în cont pentru economisit și chiar nu-mi place lucrul acesta. Și ultimul obiectiv financiar este să economisesc 130 de euro pentru subscripția la antivirus. Anul acesta, când am venit de la mare, ne-am trezit că din cont au retras 130 de euro, de fapt 129,95 de euro, ceva de genul, deci 130 de euro pentru antivirus. Eu nu știam că vor retrage, am uitat de acea subscripție și da, nu a fost o surpriză prea plăcută, tocmai de aceea prefer să mă pregătesc. Și după cum v-am spus, am aici niște tabele pe care le-am făcut în Excel, după care le-am printat și le-am lipit în caietul meu, pentru că vreau să văd în fiecare lună cam cât am eu de economisit pentru fiecare obiectiv în parte și să împart tot anul în 12 și astfel să știu în fiecare lună cât trebuie să economisesc. Pentru primul obiectiv nu o să trec nimic în tabel, pentru că deja avem bani investiți acolo și probabil nu știu dacă o să investesc în fiecare lună. Depinde mult dacă mai rămân bani după ce economisesc pentru celelalte obiective financiare. Dacă îmi rămân, voi aloca restul de bani către ETF, dacă nu, probabil în luna respectivă nu voi investi bani. Deci, pentru primul obiectiv, nu avem niciun tabel făcut. Bun, trecem mai departe la următorul obiectiv financiar și anume să aloc lunar 300 de euro pentru vacanță. Și atunci o să trec la categorie vacanță. Suma. Deci ar veni 300 de euro ori. Eu ar trebui să am banii aceștia pregătiți până în luna iulie. Și o să fac cu markerul, o să marchez cu markerul ca să știu. Asta înseamnă 300 de euro pe lună ori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luni. Ar fi 2100. O să trec 2100 de euro, data limită până în iulie 2025. Bun, și o să trec 300, 300, 300. Bun, și după aceea, din august încolo, până la sfârșitul anului, la fel vreau să aloc câte 300 de euro în continuare, în fiecare lună pentru vacanță, pentru următorul an, pentru 2026. Așadar, voi trece și aici 300. Trebuia să trec aici. Am greșit. În fine. O să modific eu după aceea. O să trec aici. 300. Bun. Ok, mai departe trecem la fondul pentru taxe. Aici la fel nu o să completez în tabel, pentru că voi proceda la fel ca și anul acesta. Știu că în fiecare lună 80 de euro se duc în plicurile cu taxe. Asta înseamnă 20 de euro pentru fiecare plic. Ok, mai avem să măresc fondul de medical cu 600 de euro. O să trec la categorie medical. Și suma este de 600 de euro, data limită decembrie. Decembrie 2025. Bun. Asta înseamnă că dacă împart 600 la 12 luni, pe lună ar trebui să economisesc 50 de euro. Și o să trec aici
50. Și cu markerul o să marchez luna decembrie. Deci până atunci am termen să economisesc acești bani. Bun. Mai departe, mergem la următorul tabel și la următorul obiectiv financiar și anume este cel pentru Crăciun, să economisesc 600 de euro pentru Crăciun. Deci o să trec Crăciun. Ok. Și suma este de 600 de euro. Data limită, la fel, decembrie 2025. La fel, o să marchez luna decembrie. Ok. Și asta înseamnă că la fel 50 de euro pentru fiecare lună în parte trebuie să aloc. Bun. Mai departe, pentru fondul de înmormântare, vreau să aloc 300 de euro pentru tot anul. O să trec înmormântare. Suma 300 de euro și la fel data limită decembrie 2025. Bun. Ok. Asta înseamnă că în fiecare lună ar trebui să aloc 25 de euro, 300 împărțit la 12 luni, 25. O să trag 25 de euro. Ok. Mai departe, pentru reparații mașină. Reparații mașină. Asta înseamnă că trebuie să aloc 900 de euro până în decembrie. Știu că în septembrie trebuie să facem servisul și nu știu cât va costa, 400-500, dar da, pentru că oricum am un plan să economisesc 900 de euro și sunt mai mulți. O să trec data limită tot așa până în decembrie. Deci suma este de 900 de euro. Data limită în decembrie 2025. Ok. Și mi-am trecut aici în paranteză. Asta înseamnă că în fiecare lună trebuie să aloc 75 de euro, în afară de decembrie, când va trebui să aloc mai mulți bani cu 50 de euro în plus. Asta înseamnă că pentru decembrie trebuie să aloc 125 de euro. Bun. Mai departe, pentru subscripția la antivirus, o să trec aici la categorie antivirus. Antivirus. Avem suma de 130 de euro. Data limită este... Când a fost în august, parcă am plătit-o când ne-a reținut bani, da, când am venit de la mare. Deci august 2025. Bun. Asta înseamnă că până în iulie trebuie să am deja banii, pentru că în august vreau să fie deja suma completă ca să pot să și achit.
Și avem așa. Deci 130 împărțit la câte luni sunt? 7? 2, 4, 6, 7 împărțit la 7 luni ar veni 18,5 euro. Eu o să fac 20 de euro. Că dacă cumva se mai scumpește, atât a fost anul trecut, dar cum inflația, na, își spune cuvântul în fiecare an, este posibil să se scumpească și atunci voi trece 20 de euro. Și în iulie la fel 20, iar din august ar trebui până în anul următor, în iulie, să alocăm pe lună 130 împărțit la 12, dacă rămâne tot 130 de euro, 10,8 euro. O să fac 15 euro. Iar am trecut aiurea aici. Oie, trebuie iar să șterg acolo. Bun, deci de aici o să trec 15. Ok. Bun. Și mai am un tabel. Trebuie să mă uit să văd dacă am omis ceva. Deci, vacanța am trecut-o. Fondul de urgență. Nu l-am trecut, am uitat de fondul de urgență. Pe care îl trecem aici. Deci, categorie fond urgență. Suma de 1200 de euro. Și data limită o să trec până în decembrie. Decembrie 2025. Bun. Ok. Bun. Și aici ar veni, cred că 100 de euro pe lună. 1200 împărțit la 12 luni, 100 de euro. 100 Bun, și acum cred că avem toate categoriile trecute. Vacanță, fondul de urgență, taxele, am zis că nu le trec, medical, Crăciun, înmormântare, reparații mașină și antivirusul. Da, aici voi corecta, aici și aici, pentru că am trecut greșit. Pentru că da, e cam dificil când ai în față și trepied și ring light-ul și camera care să filmeze, nu prea vezi ca lumea, dar în fine, asta este. Vreau să mai calculez pe lună cam cât ar veni toate acestea adunate la un loc. Să facem așa un total ca să vedem cam cât mă costă, pentru că sunt sigură că sunt ceva bănuți, se adună. Și o să trec unde? O să iau de aici un sticker din acesta. Acesta de aici. Și o să-l pun, cred că aici sau aici. Nu, o să-l pun aici. Și ar veni 100 de euro. Deci, la investiții nu trec nimic pentru că nu știu dacă o să rămână bani. Dacă o să rămână într-o lună, în luna respectivă voi investi bani. Dacă nu, nu. Deci avem așa, pentru vacanță 300 plus medical 50 plus Crăciun 50 plus înmormântare 25 plus reparații mașină 75 plus 20 de euro antivirusul plus fondul de urgență 100
Plus taxele pe care nu le-am trecut în tabel, deci 80 de euro plus 80 de euro taxele, poi, oh my god, 700 de euro în fiecare lună ar trebui să meargă doar către aceste fonduri ca să pot să-mi ating obiectivele financiare în anul 2025. Mulți bani. Asta înseamnă, fără să mai pun bani deoparte pentru haine la copii, fără banii de investiții, pentru că am zis că dacă îmi rămân aloc, dacă nu, nu. Fără celulele STEM al lui Edi, care trebuie plătite în ianuarie, o dată pe an. Acelea nu sunt atât de scumpe, maxim 100 de euro e factura, dar na, oricum se adună la toate. Fără vreo urgență care apare și cum avem copii, e imposibil să nu apară ceva, în fiecare lună apare câte ceva, deci da, vedem ce putem face și ce nu. Deci, 700 de euro pe lună. Destul de mulți bani, foarte mulți. Oricum, eu o să bifez. Deci, după ce am alocat bani către vreun fond, vreun plic, în fiecare lună aici în tabel o să bifez către ce am alocat bani, ca să știu dacă m-am ținut de ceea ce mi-am propus sau nu. Și așa o să țin și evidența, o să-mi fie mai ușor să pot să văd unde mă încadrez, unde mă aflu, dacă am șanse să-mi ating obiectivele sau dacă nu am șanse. Și da, deocamdată o să lipesc aici un sticker din stickerele pe care mi le-am comandat cadou de ziua mea. Acestea de aici sunt mai multe. Le-am găsit la reducere și da, mi-am cumpărat mai multe cadou de ziua mea ca să-mi fac frumos, pentru că îmi place și cum arată, este și estetic și mă și motivează. Când văd că arată frumos, mă face să continui și să mă țin de treabă. Nu că altfel nu aș putea economisi, ba da, aș putea, că nu sunt o necesitate, o nevoie, sunt o dorință. Dar din când în când e bine să ne satisfacem și dorințele, pentru că altfel o să dăm un burnout dacă nu mai muncim, nu mai economisim, nu mai sacrificii facem și așa mai departe. Și am aici două păpușele foarte frumoase, uitați, una are cafea în mână, două cafele. Iar cealaltă este aceasta de aici care își ține mâinile în buzunar. Și da, acestea tot acum le-am cumpărat împreună cu celelalte, cadou de ziua mea. Și da, deocamdată arată foarte bine planul pentru anul 2025. Sper să reușesc să mă țin de treabă. După cum am spus, o să bifez de fiecare dată când aloc bani. Și abia aștept să înceapă anul următor, pentru că va fi un an interesant, plin de provocări financiare. Dar în același timp sunt motivată, ambițioasă, am foarte multă voință să reușesc și o să dau tot ceea ce am eu mai bun și o să fac tot posibilul ca să reușesc să-mi ating aceste obiective financiare. Și da, cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare, iar noi ne revedem data viitoare. Vă pup, pa, pa!